Dacă vrei să crești o floare, trebuie să ai să te faci mare, trebuie să ai răbdare. Dacă vrei să vină vara, să te bucuri iar de soare, ce trebuie să faci? Să ai răbdare. O zi cu adevărat specială pentru elevii Liceului Tehnologic Nicolae Dumitrescu din Cumpăna, care au învățat prin muzică și voie bună cum să-și dezvolte un caracter frumos și care este importanța virtuților în viața de zi cu zi. Totul cu ajutorul îndrăgitului scriitor pentru copii Alec Blenche și a fetiței lui Emma, care au susținut un spectacol interactiv în cadrul săptămânii Școala Altfel pe scena Casei de Cultură din Cumpăna. Activitatea interactivă a fost centrată pe cartea sa, Aventuri în Țara Virtuților, o colecție de povești moralizatoare care îmbină fantezia cu mesaje educative esențiale. Fiecare poveste din carte introduce copiii în lumea fantastică a unui personaj care trebuie să facă față unor provocări și să învețe o lecție importantă despre valori precum curajul, generozitatea, onestitatea, responsabilitatea și empatia. Am adus de la Constanța chitara și o să începem împreună o călătorie prin lumea virtuților. O călătorie prin lumea cântecelor, a muzicii și, bineînțeles, a râsului, a distracției. Vreau să vă simțiți bine, relaxați și să fiți alături de noi, da? Sunteți pregătiți? Da! Începem? Orice ar fi, de noapte sau zi, poți găsi ceva frumos. Scrise de Alec Blenche rezonează atât cu cei mici, cât și cu părinții și bunicii, oferind tuturor un cadru ideal pentru a înțelege și discuta despre valori fundamentale. Autorul a explicat că el însuși este un susținător fervent al educației prin poveste, deoarece poveștile rămân adânc întipărite în mintea și sufletul copiilor, fiind o metodă de învățare profundă. Aveți stilul care apropiați copiii, îi educați și învățați prin valorile umane pe care le are omul cel mai corect să devină și ei oameni. Pentru mine are mare importanță educația pe care trebuie să o facem astăzi, educație care la bază are tot cei 7 ani de acasă, dar altfel transmiși ca și manifestare către copiii noștri. Având în vedere zbuciumul copiilor noștri de astăzi, manifestările lor, care sunt diferite de ale generațiilor anterioare, trebuie ca împreună să gândim, să muncim și să găsim cele mai bune metode. În cadrul evenimentului a avut loc și prezentarea proiectului Educăm caracterul prin virtuți și povești, un program educațional menit să sprijine formarea unui caracter solid la copii, pornind de la puterea narrativă a poveștilor. Proiectul subliniază că educația morală nu trebuie să fie doar o lecție teoretică, ci poate fi învățată și prin intermediul poveștilor care modelează comportamente și atitudini pozitive. Toți participanții au plecat acasă cu lecții valoroase despre ce înseamnă să fii curajos, generos și responsabil, dar și cu autografe și cărți de la autor.